Podul de la Vadu Pașu, o certitudine, se titrează pe prima pagină. Citiți ce au declarat autoritățile și constructorul despre lucrările la noul obiectiv ce va fi ridicat peste râul Buzău și restaurarea celui construit de Angel Salini. Buzoienii sunt informați în ce cartiere se vor mai aloca parcări de domiciliu și de ce o inițiativă a primăriei îi va obliga pe mulți să-și schimbe actele de identitate. Aflați ce locuri de joacă vor fi reparate și unde se vor construi altele noi. Proprietarii de animale sunt vizați de un nou regulament aflat deocamdată în dezbatere publică. Va începe ridicarea mașinilor de pe domeniul public, aflați ce cazuri vor fi vizate cu prioritate. Proteste simbolice în prima zi de școală, liderii de sindicat prezintă ce nemulțumiri au profesorii și ce acțiuni se pregătesc pentru luna viitoare. În această ediție sunt prezentați pepeni pitici, crescuți la stațiunea Legumicolă și planta minune, care poate înlocui carnea. În pagina rezervată sportului aflați ce bugete au primit echipele SCM Gloria Buzău și cum se pregătesc handbalistele pentru derbiul de săptămâna viitoare. Cu ochii în patru după HD-ul se intitulează articolul publicat de elevei colegiului în pragul aniversării a 150 de ani de la înființare. Dintre titluri mai spicuim vânzări auto second hand în creștere și teatru independent de comedie la Buzău. Viața Buzăului mai publică articole de medicină naturistă, programele TV, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.